Vreau să continui studiul despre profeții și o să continui cu tronul lui David care va fi întemeiat în veci. Și spune în 2 Samuel, capitolul 7, versetele 13 până la 16, zice: El va zidi numelui meu o casă și voi întări pe vecie scaunul de domnie al împărăției lui. Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Dacă va face răul, voi pedepsi cu onuia omenească și cu lovituri omenești. Dar harul meu nu se va depărta de la el, cum l-am depărtat de la Saul, pe care l-am îndepărtat dinaintea ta, ci casa ta și împărăția ta vor dăinui veșnic înaintea mea și scaunul tău de domnie va fi întărit veșnic pe vecie. Vedem aici o ultima parte, că zice că dinastia asta va dăinui veșnic și asta, bineînțeles, că avea să fie împlinită în persoana Domnului Isus. Și vedem asta în Luca, capitolul 1, versetele 32 și 33, unde zice: El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie al tatălui său David, va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Vedem versetul 33 că îl împlinește Domnul Isus. Ceilalți regi, cum a spus și fratele Aurel, nu aveau cum să domnească veșnic. Era somară. Da. Dar Domnul Iisus e cel care va împlini această profeție. Că după aia vreau să discutăm despre promisiunea unui răscumpărător. Am văzut titulatura lui de rege, acum vedem că el este și răscumpărătorul. Și în Iov, capitolul 19, versetele 25 și 27, până la 27, zice: Dar știu că răscumpărătorul meu este viu și că se va ridica la urmă pe pământ. Chiar dacă mi se va nimici pielea și chiar dacă nu voi mai avea carne, voi vedea totuși pe Dumnezeu. Îl voi vedea și îmi va fi binevoitor. Ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Sufletul meu tânjește de dorul acesta înăuntrul meu. Vedem aici ce spune Iov. Deci eu credea în acest Mesia care va să vină și că el va fi răscumpărătorul și zice că ochii mei îl va vedea. Adică el credea și în înviere și în glorificare. Da, și lucrul ăsta îl vedem împlinit în Galateni, capitolul 4, versetele 4 și 5, unde zice: Dar când a venit împlinirea legii, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege, pentru ca să căpătăm înfierea. Vedem aici, Domnul Iisus este prezentat ca cel care răscumpără pe cei care erau sub lege și care sunt înfiați, adoptați. Da. În Efeseni 1, versetul 7, zice: În el avem răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său. Versetul 11 zice: În el am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voii sale. Și versetul 14, tot din Efeseni 1, zice: Și care este o arfună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei lui. Le vedem aici Pavel cum îl prezintă pe Domnul Iisus, care numai prin el avem răscumpărarea și numai prin jertfa lui avem iertarea păcatelor și nu altfel. Dumnezeu vorbește Fiului Său și în Psalmul 2 cu 7, bine, David a prezentat Psalmul 2 verset cu verset, dar eu vreau să punctez doar câteva idei atât. Zice: Eu voi vesti, Psalmul 2 cu 7. Eu voi vesti hotărârea lui, zice unsul. Domnul mi-a zis: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Aici vedem că discuția din spatele cortinei. Noi nu avem cum să vedem discuția asta, că zice: Domnul mi-a zis. Dumnezeu Tatăl îi spune fiului ceva. Noi discuția asta nu avem cum să o vedem decât ai, dar nouă ni se descoperă lucrurile astea în Scriptură, discuția între Tatăl și unsul. Da? Domnul mi-a zis: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și versetele astea unde Dumnezeu Tatăl îl prezintă pe Fiul, și-au împlinirea și în Noul Testament, unde Matei 3 cu 17 zice: Și din cerul s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. În Matei 17 cu 5 zice: Pe când vorbea el încă, iată că i-a acoperit un nor luminos cu umbra lui. Și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea, de el să ascultați. Marcu 1 cu 11, la fel același text. Marcu 9 cu 7, tot așa.
Și în Luca 3 cu 22, tot așa spune că tu ești fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea, și în Luca 9 cu 35, dar avem și schimbarea la față și în momentul botezului. Și în Fapte 13 cu 33 zice: Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor lor, înviind pe Iisus, după cum este scris în psalmul al doilea: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Da? Vedem aici că spune clar că Dumnezeu a împlinit această profeție, da? Despre Domnul Iisus. Și citează din psalmul al doilea. Și în Evrei 1 cu 5 zice: Căruia dintre îngeri i-a zis el vreodată: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Și iarăși: Eu îi voi fi tată și el îmi va fi fiu. Da? Și în Evrei 5 cu 5 zice: Tot așa și Hristos nu și-a luat slava de a fi mare preot, ci o are de la cel ce a zis: Tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Da? Deci aici vedem că Domnul Iisus are această slavă de la Dumnezeu Tatăl care i-a zis lucrul ăsta. În o altă profeție este despre faptul că Mesia va stăpâni peste neamuri cu autoritate. În evreiește se zice goim la neamuri. Așa e în limba ebraică. În Psalmul 2 cu 9 zice: Tu le vei zdrobi cu un toiac de fier și le vei sfărâma ca pe vasul unui olar. Aici vedem ce autoritate îi dă Dumnezeu Tatălui Hristos și zice că îi va zdrobi cu un toiac de fier. Aici vedem că Dumnezeu, Domnul Iisus, da, El este Dumnezeu, bineînțeles, pedepsește orice act de nesupunere și răzvrătire și îi frânge cu un toiac de fier, pur și simplu, ca pe cei care sunt răzvrătiți. Zice că îi sfărâmă ca pe un vas al olarului, așa spune textul ăsta. Și aici vedem că, bineînțeles că lucrul ăsta cred că se va întâmpla în mileniu, atunci se va împlini regalitatea Domnului Isus cu adevărat. Și în Apocalipsa 2 cu 27 vedem că este prevăzut lucrul ăsta. Zice că le va cârmui cu un toiac de fier și le va zdrobi ca pe niște vase de lut, cum am primit și eu putere de la Tatăl meu. Aici se referă, bineînțeles, în primă fază și la credincioși, că ei vor birui împreună cu Hristos în mileniu, dar bineînțeles că reflectă și spre autoritatea Domnului Iisus care va zdrobi pe răzvrătiți cu un toiac de fier. O altă profeție din Psalm, unde vedem că pruncii îl laudă pe Domnul Iisus, pe Fiul lui Dumnezeu. Și în Psalmul 8 cu 2 zice: Din gura copiilor și a celor ce suc țâță, ți-ai scos o întărătură de apărare împotriva potrivnicilor tăi, ca să astupi gura vrăjmașului și a omului cu dor de răzbunare. Aici David începe cu lauda asta la adresa lui Dumnezeu și vedem că pasajul ăsta noi vedem în Noul Testament că și are împlinirea în Noul Testament, în Matei 21 cu 16 zice: Și i-au zis: Auzi ce zic aceștia? Da, le-a răspuns Iisus. Oare n-aș citi niciodată cuvintele acestea? Tu ai scos laude din gura pruncilor și din gura celor ce sug. Vedem aici că, știm că Domnul Iisus intră în Ierusalim, călare pe măgăruș și strigă copiii acolo și striga lumea și Osana și așa. Ei zic, păi n-au ce zic, dar ei nu vedeau că în profeția asta din Psalmul 8 cu 2 se împlinea chiar sub ochii lor și Domnul Iisus împlinește profeția asta. Un alt lucru care vreau să-l discutăm este despre faptul că Domnul Iisus, sau Iesua, cum e în ebraică, este mai prejos decât îngerii, temporar. Și asta, bineînțeles, cât este în trupul omenesc, cum suntem și noi acum. În Psalmul 8, versetele 4 și 5 zice: Îmi zic, ce este omul ca să te gândești la el și fiul omului ca să-l bagi în seamă? L-ai făcut cu puțin mai prejos decât Dumnezeu și l-ai încununat cu slavă și cinste. Vedem că versetele astea, bineînțeles că arată și spre noi oamenii, dar că și noi suntem mai prejos decât îngerii ca și creaturi, dar aici arată mai mult spre Domnul Isus și se referă la întruparea Lui și versetele astea o să vedem că, uite, în Evrei 2, de la 6 până la 9 zice: Ba încă cineva a făcut următoarea mărturisire. Ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau fiul omului care, ca să-l cercetezi? Aici, da, vedem clar că arată și spre oameni, da, unde spune că ce este omul ca să-ți aduci aminte de el sau să-l cercetezi, adică cu alte cuvinte, ce este omul ca să-i arate Dumnezeu atâta dragoste.
Da? Și zice, l-ai făcut pentru puțină vreme mai prejos de înger, l-ai încununat cu slavă, cu cinste, l-ai pus peste lucrurile mâinilor tale. Da, aici arată clar și spre noi oamenii că am fost făcuți mai prejos decât îngerii, pentru că suntem niște creații supuse păcatului, iar și versetul 8 zice, toate le-ai supus sub picioarele lui. În adevăr, dacă i-au fost supuse toate, nu i-a lăsat nimic nesupus, totuși acum vedem că încă nu toate îi sunt supuse. Știm că înainte de cădere lui omului i s-a dat autoritate peste creație, dar omul și-a pierdut autoritatea asta din cauza căderii. Deci versetele astea arată și spre noi într-un fel. Dar după aia spune versetul 9 de Domnul Iisus și vedem împlinirea din Psalmul 8. Și zice, dar pe acela care a fost făcut cu puțină vreme mai prejos decât îngerii, adică pe Iisus, îl vedem încununat cu slavă și cu cinste din pricina morții pe care a suferit-o pentru ca prin harul lui Dumnezeu să guste moartea pentru toți. Deci Domnul Iisus și-a părăsit gloria sa când s-a întrupat și-a luat trupul ăsta păcătos ca noi, trupul omenesc. Da? El fizic semăna cu un om ca și noi. Nu era nimic diferență, nu că era el păcătos. Dar trupul ăsta de carne arăta spre nu-l deosebeai cu nimic față de un om normal. Da? Și prin faptul ăsta, el și-a părăsit gloria sa. Și uite, și în Filipeni 2, versetele 8 cu 9, zice, la înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Deci vedem că și Pavel spune lucrul ăsta, da? Că a fost găsit ca un om. Nu-l deosebeai cu nimic fizic. Da? Și el a fost făcut pentru puțină vreme mai prejos decât îngerii, dar acum este încununat cu slavă și cu cinste din cauza ispășirii care a făcut-o și pentru că el a trăit o viață sfântă, da? Și a făcut ispășire pentru păcatele noastre. Totul este supus Fiului lui Dumnezeu. Vedem asta în Psalmul 8 cu 6, unde zice, ei dați stăpânire peste toate lucrurile, peste lucrurile mâinilor tale. Toate le-ai pus sub picioarele lui. Da? Știm că lui Adam i se dăduse spre administrarea de creația sa, dar versetele astea îl prezintă pe al ultimul Adam. Da, era să-i al doilea, așa zice Cornilescu. Așa. Căruia îi se dă autoritate și toate se vor supune sub picioarele lui. Și versetul ăsta îl vedem împlinit în prima dată în 1 Corinteni, versetele de la capitolul 15, versetele 26 până la 28, unde zice, vrăjmașul cel din urmă care va fi nimicit va fi moartea. Dumnezeu, în adevăr, a pus totul sub picioarele lui. Dar când zice că totul i-a fost supus, se înțelege că afară de cel ce i-a supus totul. Și când toate lucrurile îi vor fi supuse, atunci chiar și Fiul se va supune celui ce a supus toate lucrurile, pentru ca Dumnezeu să fie totul în toți. Da? Deci vedem că Dumnezeu îi supune Fiului totul. Da? Și vedem că spune că și El se va supune Tatălui ca să aibă, aici vedem gloria care o are El în sânul Trinității. Da? Nu că este Fiul mai prejos decât Tatăl. Știm că Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt sunt una. Dar supunerea asta arată spre gloria lor care, spre gloria Lui care o are El ca Dumnezeu. În Efeseni 1 cu 22 zice, El i-a supus totul sub picioare și l-a dat căpetenii peste toate lucrurile bisericii. Da? Aici vedem că Domnul Iisus este prezentat ca și cap al adunării. Fiul lui David este înviat dintre cei morți. În Psalmul 16, versetele 8 și până la 11, unde zice așa, am necurmat pe Domnul înaintea ochilor mei, când El este la dreapta mea, nu mă clatin. De aceea inima mi se bucură, sufletul mi se înveselește și trupul mi se odihnește în liniște. Căci nu vei lăsa sufletul meu în locuința morților, nu vei îngădui ca prea iubitul tău să vadă putrezirea, îmi vei arăta cărarea vieții înaintea feței tale, sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Deci David aici se încredea în Dumnezeu. Dumnezeu era singura lui fericire și
Vedem că David credea în înviere, da? Zice că nu vei lăsa pe prea iubitul tău să vadă putrezirea și o să vedem, adică știm, de fapt, o să ajung și la vers pasajul ăla, că David a văzut putrezirea până la un moment dat în fapte și o să discutăm pasajul. Dar prima dată vreau să discutăm la Matei 28 cu 7, unde zice: și duceți-vă și faceți, duceți-vă repede de spuneți ucenicilor lui că a înviat dintre cei morți. Iată că el merge înaintea voastră în Galileea. Acolo îl veți vedea. Iată că v-am spus lucrul acesta. Vedem prima oară când s-a vestit învierea Domnului Iisus, da? Și se împlinește psalmul ăsta, da? Că el a înviat și că nu a văzut putrezirea. Și fapte 2, la care am făcut referire mai devreme, versetele 25 până la 32, zice: căci David zice despre el: eu aveam întotdeauna pe Domnul înaintea mea, pentru că el este la dreapta mea ca să nu mă clatin. De aceea mi se bucură inima și mi se înveselește limba, chiar și trupul mi se va odihni în nădejde, că nu vei lăsa sufletul în locuința morților și nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Mi-ai făcut cunoscut căile vieții și mă vei umple de bucurie cu starea ta de față. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială, a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Fiindcă David era proroc și știa că Dumnezeu îi făgăduise cu jurământ că va ridica pe unul din urmașii săi pe scaunul lui de domnie. Despre învierea lui Hristos a prorocit și a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în locuința morților și trupul lui nu va vedea învierea. Dumnezeu a înviat pe acest Iisus și noi suntem martori ai lui. Vedem aici clar cum se lămurește treaba despre cine a vorbit David. Da? Și David credea în înviere și știa că Sfântul, acel uns, nu va fi lăsat să vadă putrezirea și că va învia. Da? Deci David profețește lucrul ăsta. Și apostolii asta spun: noi suntem martori ai lui. Noi l-am văzut înviat, l-am văzut din nou printre noi. Și în fapte 13, versetele 35 până la 37 zice: de aceea mai și zice în alt psalm: nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit și a fost îngropat lângă părinții săi și a venit putrezirea. Și a văzut putrezirea, dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Da? Deci iarăși vedem același lucru. Un alt lucru care mai vrem să-l discutăm este despre faptul că Domnul Iisus strigă către El, dar El nu este pronumele personal, persoana a treia singular. Și este vorba de El, adică singularul lui Dumnezeu, ca să mă exprim așa. În ebraic avem Eloah, Elohim, El Shaddai, El Elion. Și El este singularul, Elohim este la plural. Și aici, în Psalmul 22 cu 1, zice către mai marele cântăreților, bine, așa e titlul, se cântă ca cerbaica zorilor, un psalm al lui David: Dumnezeule, Dumnezeule, pentru ce m-ai părăsit și pentru ce te depărtezi fără să-mi ajuți și fără să asculți plângerile mele? Aici știm că în original chiar și Domnul Iisus spune asta: Eli, Eli, la masa Bactani, El, El, Eli, vine de la El. Deci era vorba de singularul lui, lui Elohim. Și aici vedem pe Mesia că strigă către El, către El, persoana asta, către Dumnezeu Tatăl. Și bineînțeles că aici arată într-un fel și spre David psalmul ăsta, pentru că și el strigă către Dumnezeu în mijlocul necazurilor lui. Dar aici vedem pe Domnul Iisus, spre El, El împlinește cu adevărat profeția asta. Și în Matei 27 cu 46 zice: și pe la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu clas tare: Eli, Eli, la masa Bactani, adică Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Da, și în Marcu 15 cu 34 zice iar: și la ceasul al nouălea Iisus a strigat cu glas tare: Eli, Eli, la masa Bactani, care tălmăcit înseamnă Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Da? Eu am luat și din, și din Matei și din Marcu toate de câte ori apare. Cât mai? Da, hai să mai luăm. Domnul Iisus va fi batjocorit de gloate.
În Psalmul 22, versetele 7 și 8, spune: toți cei ce mă văd își bat joc de mine, își deschid gura, dau din cap și zic: s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească fiindcă îl iubește. Aici vedem că pe Domnul Iisus, care este disprețuit și părăsit de oameni, cum o să vedem și în Isaia 53, că profețește Isaia, și toți ziceau că s-a încrezut în Domnul, să-L mântuiască Domnul, să-L izbăvească. Și vedem lucrul ăsta că și are împlinirea în Matei 27 cu versetul 29, unde zice așa: au împlinit-o cu cunună de spini pe care i-au pus-o pe cap și i-au pus-o o trestie în mâna dreaptă, apoi îngenuncheau înaintea lui, își băteau joc de el și ziceau: plecăciune împăratului iudeilor. Și în Matei 27, versetele 39 până la 44 zice: trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești un fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii și bătrânii, își băteau joc de el și ziceau: pe alții i-a mântuit, iar pe sine nu se poate mântui. Dacă el este împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu, să-l scape acum Dumnezeu dacă îl iubește, căci a zis: eu sunt fiul lui Dumnezeu. Tâlharii care erau răstigniți împreună cu el îi aruncau aceleași cuvinte de bajocuri. Vedem cum se împlinesc cuvintele din psalm. S-a încrezut în Dumnezeu, să-L mântuiască Dumnezeu acum. Exact așa ziceau ei aici. Da. Și în Marcu, capitolul 15, versetele 18 până la 20, zice: apoi au început să-i ureze și să zică: plecăciune împăratului iudeilor. Și loveau în cap cu o trestie, îl scuipau, îngenuncheau și îi se închinau. După ce și-au bătut astfel joc de el, l-au dezbrăcat de haina de purpură, l-au îmbrăcat în hainele lui și l-au dus să-l răstignească. În Marcu 15, versetele 29 până la 32, zice: trecătorii își băteau joc de el, dădeau din cap și ziceau: uo, tu care strici templul și îl zidești la loc în 3 zile, mântuiește-te pe tine însuși și coboară-te de pe cruce. Tot astfel și preoții cei mai de seamă, împreună cu cărturarii, își băteau joc de el între ei și ziceau: pe alții a mântuit și pe sine însuși nu se poate mântui. Hristosul, împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce ca să vedem și să credem. Cei răstigniți împreună cu el de asemenea își băteau joc de el. Și în Luca 23, versetele 35 până la 39, același pasaj, nu mai citesc, e același, despre același lucru, despre aceleași bajocuri, tot așa spune și de norod, și că își bătea joc și de fruntași de acolo, că își băteau joc și ziceau că pe alții a mântuit, să se mântuiască acum și pe sine însuși. Un alt lucru care vreau să-l vedem este despre faptul că mâinile și picioarele lui sunt străpunse. În Psalmul 22 cu 16 zice: căci niște câini mă înconjoară, o ceată de nelegiuiți dau târcoale împrejurul meu, mi-au străpuns mâinile și picioarele. Deci oamenii ăștia care îl înconjurau pe Domnul și își băteau joc de el și strigau tot felul de lucruri, cum am citit mai devreme, sunt asemănați cu niște câini, cu niște animale necurate, care dau târcoale, ci că și îl bajocoresc pe Domnul și i-au străpuns chiar și mâinile și picioarele. Și lucrul ăsta îl vedem împlinindu-se în Ioan, capitolul 20, versetul 27, unde zice: apoi a zis lui Toma: adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fi necredincios și credincios. Vedem că îl pune pe Toma să-l pipăie, să vadă că mâinile și picioarele lui și chiar și coasta erau străpunse. Da. Un alt lucru care se împlinește tot în Psalmul 22 și în versetul 18 mai exact, este faptul că se trage la sorți pentru îmbrăcămintea Domnului Iisus. Își împart hainele mele între ei și trag la sorți pentru cămașa mea, spune Psalmul 22 cu 18. Și versetul ăsta și are împlinirea în Matei 27 cu 35, unde zice: după ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, pentru ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul care zice: și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Vedem că David e numit proroc aici, nu rege. El era și proroc. Marcu 15 cu 24 zice: după ce l-au răstignit, i-au împărțit hainele între ei, trăgând la sorți, ca să știe ce să ia fiecare. Luca 23 cu 34, Iisus zicea:
Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Ei și-au împărțit hainele lui între ei, trăgând la sorți. Ioan 19 cu 24 zice, și-au zis între ei, să nu sfâșim, ci să tragem la sorți a cui să fie. Aceasta s-a întâmplat ca să se împlinească Scriptura care zice, și-au împărțit hainele mele între ei și pentru cămașa mea au tras la sorți. Iată ce au făcut ostașii. Da? Vedem toate evangheliile cum spun același lucru. Dar îmi place mai mult Matei și Ioan care precizează că s-a împlinit profeția asta. Mesia vestește numele lui Dumnezeu în adunare. În Psalmul 22 cu 22 zice, voi vesti numele tău fraților mei și te voi lăuda în mijlocul adunării. Bineînțeles că în Vechiul Testament adunarea era o taină, dar vedem că totuși psalmistul spune lucrul ăsta, deși nu știa el ce înseamnă aia adunare, el știa despre cort, că nici templul nu era pe vremea lui David. În Evrei 2 cu 12 spune lucrul ăsta, este împlinit lucrul ăsta. Când zice, voi vesti fraților mei, în numele tău fraților mei, îți voi cânta lauda în mijlocul adunării. Da? Și aici vedem că el îi numește pe cei ce ascultă cuvântul Domnului și cred în el, frații. Îi numește frați pe cei din adunarea sa. Da? Și asta e, bineînțeles, un beneficiu, să te numească Dumnezeu frate. Da. Și el laudă numele Domnului în adunarea sa și împlinește astfel Psalmul 22 cu 22. Mesia își încredințează Duhul lui Iahve, Dumnezeu. În Psalmul 31 cu 5 zice, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne Dumnezeule adevărat. Și Domnul Iisus strigă cuvintele acestea pe cruce când spune în Luca 23 cu 46, Iisus a strigat cu glas tare, Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Când a zis aceste vorbe și-a dat Duhul. Și o iau și pe ultima. Oasele lui Mesia nu vor fi zdrobite. Noi am mai discutat profeția asta în numeri. Dar este și în psalm prezentată. În psalmul 34 cu 20 zice, toate oasele îi le păzește ca nici unul din ele să nu îi se sfărâme. Da? Aici cumva arată și spre copiii săi, pentru că Dumnezeu în suveranitatea sa are grijă ca oasele noastre și chiar niciun fir de păr să nu cadă fără voia Tatălui nostru. Dar profeția o vedem împlinită în Domnul Iisus și în Ioan capitolul 19, versetele 31 până la 36 zice, de frică să nu rămână trupurile pe cruce în timpul sabatului, căci era ziua pregătirii și ziua aceea de sabat era o zi mare, iudeii au rugat pe Pilat să zdrobească fluierile picioarelor celor răstigniți și să fie luați de pe cruce. Oștașii au venit, deci au zdrobit fluierile picioarelor celui din tâi, apoi pe ale celuilalt care fusese răstignit împreună cu el. Când au venit la Iisus și au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierile picioarelor. Și unul din ostași i-au străpuns coasta cu o suliță și îndată a ieșit din ea sânge și apă. Faptul acesta este adevărat de cei ce l-au văzut și mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul, pentru ca și voi să credeți. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească Scriptura. Niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Vedem cum precizează Ioan împlinirea profeției din Psalmul 34 cu 20. Bineînțeles că și în numeri. 9, parcă era, da, numer 9. Mai este menționat lucrul ăsta. Atât.